Nicolae. Great. Hey, sir. First of all, congratulations on the victory. What are your initial thoughts after that split decision when the judges read it? În primul rând, felicitări pentru... What was his thoughts on the split decision when the judges were reading the scores? Deci a fost o decizie împărțită între arbitrii când s-a stabilit ca să se dea scorul. Da, a fost o decizie împărțită, dar a fost până la urmă a fost în favoarea mea și asta mă mulțumește. Yeah, it was a split decision, but at the end of the day it was in my favor, so I'm very happy because of this. Lots of eye pokes in that fight. It looks like even when the doctors came to check your eye out. How compromised was your eye after that second eye poke? După cel de-al doilea eye poke, cât de compromis a fost ochiul tău? Cum te simțeai? Vă spun sincer, un minut, nu pot să zic că am văzut destul de bine, dar mi-am dorit foarte mult să duc lupta la bun sfârșit. Inițial, am crezut că mi-a zgâriat retina, am crezut că mi-a tras efectiv pielița, atât de tare am simțit, da? Mă bucur că n-a fost nimic greu. To be honest with you, for one minute I strongly believe that my eye, it was very, very bad heart. And even my retina, I was afraid that my retina, it was affected. But thanks God, I was able to finish this difficult fight. Were you nervous that the doctors would stop the fight after looking at your eye? I fost nervos că doctorul putea să oprească lupta datorită problemei care a avut-o la ochi. Am întrebat doctorul și omul care mi-a tradus, mi-a spus că ochiul meu este bine și dacă doctorul a spus că ochiul meu este bine, am continuat. În funcție de ce spunea doctorul, aia făceam. The doctor says that my eye it's okay and I can continue the fight, and because the doctor permitted me of this, I decided to continue the fight. In the first round, it seemed like he was finding a lot of success with that front kick to the body. What adjustments did you have to make to avoid that and pick up this victory? Oponentul tău în prima repriză a dat câteva lovituri cu piciorul și ce o să faci în viitor ca să eviți astfel de lovituri să primești? Eu, antrenorii mei, o să lucrăm din ce în ce mai mult la tehnică. Noi avem venim după 2 ani de pauză și încă suntem în creștere. O să lucrăm foarte mult la tehnică, să facem meciurile cât mai ușoare și să nu mai încăsez atât de mult. Chiar dacă eu acum mă simt foarte bine. I'm going to work a lot together with my trainers. You have to take in consideration that for me it was a 2 years stop of fighting, of training. But starting right now, I'm going to work more and more in order to avoid these difficult fights. Then you mentioned the 2 years between fights. How often, for the rest of the year, how often do you want to get back in there and how soon do you want to return to fighting? Ai menționat cei 2 ani de pauză. Acum, pentru anul ăsta, câte lupte mai dorești să faci? Doresc să fac undeva la 3 lupte pe an. Deci mi-aș dori foarte mult să mai fac încă 2 lupte anul ăsta. I really want to make at least another 2 fights for this year despite the 2 years long break. Thank you, sir. Thank you, sir.